Salutare tuturor de la Salonul Internațional de la Geneva 2016. Deschidem festivalul lansărilor cu noul E-Class. Cel din spatele meu și de arată ca un S-Class mai mic și un C-Class mai mare și probabil este ultimul E-Class de serie până când Mercedes îl va transforma într-o mașină complet autonomă. Și de ce spun asta? Pentru că se inspiră foarte mult de la acel prototip spectaculos F015. Are o mulțime de funcții de pe acea mașină și o mulțime de funcții care ne spun că viitorul înseamnă mașini complet autonome. Această mașină, spre exemplu, are o funcție, este capabilă să țină și să urmărească mașina din față până la viteze de 210 km pe oră și până la 130 de km pe oră, nici măcar nu are nevoie de marcaje pe șosea, adică este perfectă pentru România. Știe să parcheze singură, știe unde sunt locuri bune de parcare pentru ea, unde încape, îți recomandă să ieși din mașină, iar tu de pe smartphone apeși un buton și ea va parca singură. Cât de tare! Acum nu știu cât de mult vor fi disponibile funcțiile astea și în Europa, pentru că știm că sunt niște probleme de legislație. Vine și cu o nouă generație de motoare. Cred eu că cel mai bine se va vinde cel E200 sau modelul E220 diesel, 196 de cai putere și un consum declarat de 3,9 litri la 100 de kilometri.